Pot să orice ați solicitat domnului prefect, domnului președinte Ierenu? În mass media și atât locală cât și centrală apar tot mai multe informații, unele incerte, altele contradictorii privind exploatările resurselor naturale, inclusiv în județul Cluj, vorbindu-se chiar și de gaze de șist. Lumea ne adresează întrebări, iar noi nu avem un răspuns. Motiv pentru care am gândit că singura sursă corectă și legală este deținută de autoritățile locale, motiv pentru care am făcut un apel către Prefectura Județului Cluj, către Consiliul Județean, pentru a ne răspunde nouă sau în mass media privind licențele care sunt acordate în Județul Cluj pentru exploatarea bogățiilor naturale din zona noastră de activitate. Domnul profesor, sunteți un specialist în domeniul bogăților subsolului. Ce cunoașteți că se află în acea zonă? Ce minerale mai spectaculoase? Dacă vă referiți la acea zonă, așa numită zona Băișoara, cred că este vorba de Iara, unde este minerul de fier, este vorba de Căpușul Mare, unde este de asemenea minerul de fier. Sunt apoi resurse inclusiv de aur în zona Băișoara și în diverse surse am găsit chiar metale rare care ar fi în zona respectivă, fără să avem o informare certă despre conținuturi și despre diversitatea acestora. Adâncime și dificultăți de exploatare. Deci nu avem informații, însă prima informație care ar fi semnificativă pentru noi ar fi dacă sunt aceste licențe sau nu sunt. Înțeles. Și rezultatul unor asemenea sondaje, dacă au existat? Rezultatul cred că l-are Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care eliberează astfel de autorizații, fie ele de explorare sau de exploatare a diverselor resurse.